vorbim despre efectul și importanța relației cu Dumnezeu asupra copiilor. Cât este de important ca părintele să-și apropie copilul de Dumnezeu, să-i vorbească despre el, să-l învețe rugăciuni, de la ce vârstă începem, cum facem treptat acest lucru, ne va povesti părintele Calistrat Chifan astăzi în emisiune. Bună ziua, sărut mâna, bine ați revenit bine la noi! Bine v-am găsit, sănătate la toți copiii din lumea întreagă! Am auzit un lucru interesant azi dimineață la radio, era o întrebare adresată ascultătorilor. Care este ziua în care ați simțit că nu mai sunteți copil, că s-a terminat copilăria? Cam din clasa 4. Așa de vreme? E prima dată când m-am încadrat la servici, era vacanța de vară și am plecat la stână să fac bani pentru uniformă și caiete de școală pentru toamnă. Tata meu era sever, el a spus, dacă crezi că vacanța e pentru bătut mingea, te-ai înșelat. Aici, la adresa asta, nu există minge. Vedeți ce discrepanță între două lumi, practic, atunci când copilul era responsabilizat, poate mult prea devreme, astăzi, când nu se încheie copilăria nici la 40 de ani pentru mulți. Era responsabilizat, dar știți ce se întâmplă la țară? Una din mentalități care poate este ascunsă sau poate este tratată cu rușine. Eu n-am considerat-o niciodată o rușine din două motive. Pentru că am trăit-o și am văzut ce înseamnă experiența. Scriitorul ăsta nostru, mare, Ion Creangă, care a scris Amintirile din copilărie, vedeți, el povestește niște secvențe foarte subtile. Dacă citești Amintirile din copilărie ca o gazetă, nu înțelegi nimic din ele. Dar una din expresiile frumoase pe care le folosește Creangă în cartea lui Amintiri din copilărie este aceasta. Mama era în stare să toarcă zile și nopți în furcă pentru mine, numai să mă vadă băiat cu carte. Știa că munca la țară e grea. Deci nu se potrivește ruralul cu urbanul, n-au nicio treabă. De exemplu, să luăm logic. Un pui de asta de om care se naște în bloc. El are o cameruță acolo, nu știu câte sunt blocurile astea, de 4x4, o cameră, de 5x5, habar nu am. Dar copilul ăla trăiește în spațiul ăla, acolo îi pui un biroaș, acolo îi pui un pătuț, acolo îi pui o măsuță, acolo îi pui o jucărie. Pe când la țară, care este expresia? Hai, dă-i drumul în ogradă, leacă și te joc. Una-i contactul să calci iarba cu piciorul, una-i contactul să calci pământul cu piciorul, una-i să vezi o pasăre, una-i să auzi cum bate vântul, una-i să vezi cum foșnește un pom, una-i să vezi cum cântă orice dihanii, cum zbeară o oaie, o vacă, ceva, ce e un zgomot natural. Ei, picând în oraș, spuneți că du-te un pic în balcon și te răcorește. Ce să vezi în balcon? Noxie și huruială de mașină. Și ce spun câteodată părinții? Vai, am fost la medic, cred că are deficit de atenție. Nu, domnule. El e un puișor artificializat, chinuit într-un apartament. Când înainte, cum făceau când erau în vacanță copiii? Hai să ducem copiii pe timpul vacanței la țară, la bunici. Nu era un moft, nu era o chestie de asta, hai ca să scap de ei, să nu-i mai văd. Nu. Tocmai ca ei să se întărească, să se dezvolte, să prindă putere, să ia contact cu realitatea. Și eu am avut această realitate crescând cu bunicii după tată, care au fost oameni țărani, care au avut vacă, porc, oi, pământ, grădină, livadă. Și acolo tot timpul era ceva de făcut. Iar logica pe care eu o apreciez până în ziua de astăzi și chiar o folosesc și în predică și oriunde, este următorul lucru. Dacă Dumnezeu spune că după ce a terminat fiecare zi afacere, a făcut câte ceva și seara a spus așa, și a fost seară și a fost dimineață, ziua întâia, și a văzut Dumnezeu că sunt bune și bune foarte. Ei, cum începea o zi de copilărie la țară? Eu mă țin minte copil încă de la vreo 3 ani, când am luat prima dată peste fund cu Jordia, că am chinuit niște pui de rație îndecăjit. Și mi-a spus, aia nu-s de omorât, aia de crescut, trebuie să-i paști, nu să-i alergi pe o gradă. Eu făceam cu ei un fel de alergări de astea, îi mânam dintr-o parte alta, îmi plăcea cum țâpă, cum se agite. Și cum începea copilăria la țară? Ia punguța și du-te pe hotar și uite numai frunze de astea, erau frunze de păpădie, dar nu mi-o explica. O aduci plină cu frunze de astea să dăm la boboci să crească. Ia, fugi și ia 3 păpușoi și disfacă-i și aveam o mașină de crup, era așa un fel de vals de piatră și băgai și sfărâma grăunța. Tu dădeai la manivelă și grăunța aia, 2 pietre se învârteau și o făcea mai mărunt crupii. Și spunea, moi apă
și du-te și pune acolo la gâști, pune acolo la pui, pune acolo la boboși, că trebuie să crească. Adică erau niște chestii practice pe care un om bătrân ce zicea, bă, nu mai îmi pierd eu vremea cu disfăcut tripopșoi, las că fac ceva serios. Și punea o coadă la o sapă, o coadă la o greblă, întorcea niște fân, cosea niște brazdi, curăța un pom, săpa un pom, îl dădea cu var. Tot timpul era ceva care te anima. Uh-huh. Ei, deci spun că munca l-a înnobilat pe om. Orice copil care a luat contact cu țara, cum spunem noi, cu satul, ăla este deja ancorat în mediul sacru. De ce? Când intri pe ogor, faci o cruce. Eu mă miram foarte mult, de exemplu, când bătrânii se salutau pe drum. Doamne ajută, mulțumesc dumitale, să ai spor, Doamne ajută, mulțumesc dumitale. Și întrebam, zic, dar de ce nu dă bună ziua? Păi zic, și când lucrez, trebuie să te binecuvinteze Dumnezeu ca să meargă lucrul bine. Deci ce era de fapt satul? O permanentă rugăciune. Uh-huh. Ei, pe când în oraș, acum în ziua de azi un copil, cum poți să-l stăpânești? Cu o tabletă, cu un televizor, cu un calculator, cu jocuri de astea, cum au ei, deci mai pun și țăcănesc și păcănesc calculată de ziua butoane la telefon. Ori asta nu înseamnă că este o cultură. Asta nu înseamnă că este o copilărie. Sau am văzut chiar mami mici, copii, nu știu dacă au un an, doi, dar totuși și pricepi telefon, adică au mintea asta ascuțită. Și zice, dă-i telefonul ca să tacă. Dar ce să-i dai telefonul? Dă-i o jucărie. Da, dă-i ceva care să-l marcheze, să-l facă cu ceva. De exemplu, prima parte a copilăriei mele era așa, ia vârguța, ia butelul de gâști și du-te cu el la apă, scaldă-te și tu o leacă, lipăzești, nu dea un câine să strice boboci. Și cu o bucată de mămăligă și cu o pungă de grăunță care trebuia să o mănânci la amiază boboci aia ca să crească, stăteai pe malul apii, te jucai, băteai mingea, făceai ceva, dar era o treabă, tu ai păzit, vineai seara cu gâștile acasă, era o treabă. Sau când a mai crescut, ia, dă-i drumul cu vacii de bideală, uite, mergi că de seara avem lapte. Adică era ceva practic. Ei, da. Acum nu putem să-i condamnăm generațiile astea de la 2000 încoace. Până în 2000 să știți că echilibrul a fost altul. Uh-huh, uh-huh. Din 2000 încoace toată lumea crede că se poate trăi numai din buton. Un lucru total greșit și total viclean. Viclean din punct de vedere al controlului total, al minții, al omului, al societății, al gesturilor. Deci noi putem transforma un om în robot fără să-i înlocuim piesele. Din gestică. Dacă tu n-ai unde să vezi un copac, sigur că tot timpul o să mănânci fructul din supermarket. Dacă tu n-ai timp să vezi cum arată o tufă de cartof, sigur că cartoful tău va fi totdeauna dintr-un raft. Dacă tu nu știi cum arată un vrej de roșii, să rupi tu o roșie cu mâna ta de acolo verde sau să-i pui o cană de apă, să te uiți cum se coace în 3-4 zile, tu vei ști totdeauna. Era odată, a fost întrebat un băiat, de unde bei tu lapte? De la văcuța Milka. Și ce culoare are văcuța Milka? Albastră. Pentru că el așa au văzut-o pe reclame, pe cutii. Da, da, da. Ei, pe când în momentul când tu ai ajuns la țară și mulgi sara vaca și îți dă o cană de aia proaspătă cu spume, să bei și ăla-i numai proteină și minerale, că-i pur, e alimentul complet, s-a ajuns să la un moment dat să spună, vai că laptele nu-i bun, că are cancer și alte prostii gunoi. Deci, ei nu sunt condamnabili, ei sunt supuși acestei teorii, sunt supuși acestui mod de viață, li se explică că pământul e o rușine, că sapa e o rușine, că grebla e o rușine, că ogorul e o rușine, că copacul e o rușine, că animalul e o rușine. Noi când eram copii, la vremea mea, de exemplu, se spunea așa, nu înveți la școală, vei fi cioban. Dar cine e ciobanul? Că azi cauți un cioban și nu găsești. Ciobanul știe când se scoată oaia, când s-o mulgă, cum se facă laptele, cum se fac curda, cum se facă brânza, cum se facă jântuitul, cum se facă untul, când se tunde oaia, când se dă la berbec, când se adapă, când se culcă, când se scoală, când se pornește, când se paște, când se tratează.